Tabacchiera de argint. Adaptare radiofonică după piesa lui John Galsworthy. Ajuns acasă cu bine, comutatorul, unde ești comutatorul? Cine îndrăznește să spună că n-aș fi putut deschide ușa fără ajutor? Ticăloasă! Dar las că și eu m-am răzbunat. I-am luat poșeta. I-am plătit cu vârși îndesat. Și nu i-am dat nimic individului eluia care m-a ajutat să deschid ușa. Ce nerecunoștință din partea mea. Trebuie să-i spun că n-am nimic la mine. Orice ai face, te rog, fără zgomot. Bine. Hai să bei ceva. Mi-ai ajutat să deschid ușa și n-am nimic pentru dumneata. Da. Asta e casa mea. Pe tata îl cheamă Bartwick. E deputat în parlament. Deputat liberal. Dar ce-am mai spus asta? Da, bea. Bea-mă, îmi pare. Te știi că nu sunt bea. Nu. Așa. E în regulă. Cum îmi zice? Mie îmi zice Bartwick, ca și tate. Și eu sunt liberal. Dumneata ce ești, nu? Sunt un biet conservator. Conservator? Da. Mă cheamă Jones. Nevastă mea lucrează aici. E femeie cu ziua la toate. E angajată la dumneavoastră. Jones, dă-mi niște whisky. Da. Uite. Uite ce vreau să-ți spun. M-am certat cu femeia și de-aia i-am luat și poșeta asta. Bea, Jones. Zău, dacă puteam intra în casă, dacă nu erai dumneata. De-aia îți dau de băut. Șt, încet. Puțin îmi pasă cine află că m-am răzbunat. Pisica, dragă. Poți să faci ce vrei, Jones, numai gălăgie să nu faci. Bine. Hai, toată sunt părere. Bea o dușcă zdravă. Bea, Jones. Ia o țigară. Uite, mulțumesc. Uite tabacherea pe masă. Ia ce vrei, dar încet. Fără dumneata nu mai intram eu înăuntru. Ești conservator? Da. Ești un socialist conservator. Eu sunt liberal. Haide, bea, Jones. Știi că sunt un băiat de zahăr, Jones. Încă un whisky. Încă un.
acasă. Poșeta pisicuței. Ai fost cu ea pe acoperiș și ai jumulit-o de blană, ai? Te-am plătit, da. Pisică, ticălașă. Uite și o tabachieră. Ia să prindem o țigară. Lucruri în căsoaia asta. Da, asta ce? Altă bucățică din blana pisicuții. Punga cu bani. Și ăsta. Ia te uite ce vițel. Cum sforăie. Dita mai vițelul. L-aș mai pocni. Și-o să mă răzbun pe tine, vițelule. Pe voi toți ăștia îmbuibații. Și o să iau și tabachiera și punguța asta. Aseară când m-am dus la poștă, l-am văzut în fața cârciumii țapu și clopotele. Zău, în locul dumitale, eu n-aș mai trăi cu el. De ce nu ții copiii și nu lași în plata domnului? Azi noapte era aproape 2 când a venit acasă. Era complet schimbat. Părea că habar n-are ce face și ce spune. Ha, eu să fiu în locul dumitale, m-aș duce imediat la poliție să mă plâng. Așa. Bineînțeles, ar trebui să mă duc. Pentru că uneori se poartă urât cu mine când vine acasă băut. Ei, dar știa are o viață atât de amărâtă. De 2 luni nu are slujbă. Și asta îl roade teribil. Când are de lucru, se poartă bine. Când e șomer, stare și la bătaie uneori. Bineînțeles, asta mă macină cumplit. Nici noaptea nu dorm cum trebuie. Trebuie să am grijă și de copii și de tot. De fapt, el nu e rău la inimă. Nu. Numai necazurile și băutura îl fac așa. Uneori îmi vorbește cu blândețe. Și cu copiii se poartă cum trebuie. Afară doar de zilele când e așa schimbat. Ha. Vrei să spui când e beat, drăguțul de el? E, da. Uite pe boierul cel tânăr. Doarme pe canapea. Pare puțin cam schimbat. Ei, tinerețe, ce să-i faci? Eu cred că aseară când a venit era beat turpă. Pe ăsta îl îndeamnă la băutură un alt fel
de șomaj decât pe bărbatul dumitale. Mă duc să-i spun lui Marla că doar ăsta-i treaba lui. Ce s-a întâmplat? Sunt eu, conașule. Doamna Jones. Unde? Câte ceasul? E aproape 9, conașule. 9? Da. Formidabil. Și drăguță, pantofă. Da, pantofă, portiți pantofă. Uite ce e, doamna Jones. Da. Să nu spui că m-ai găsit adormit aici. Nu, nu, conașule. Bineînțeles că n-am să spui. A fost un accident, că altfel nu știu cum s-ar fi putut întâmpla. Probabil că am uitat să mă duc să mă culc, știi? Ce curios. Și mă doare capul de mor. Bagă-te seama să nu spui nimic, doamnă Jones. Da, bine, bine. Da. Alo, bună dimineața, domnișoare. Bună dimineața, domnule Marlu. Ai văzut cum se clătina pe picioare domnul Jack? Nu-i așa, doamnă Jones? Ce zici? Dumneavoastră, cavalet al casei, observați mai bine decât mine. E adevărat, părea că am schimbat. Bineînțeles însă că eu n-am observat. De? Dumneata, ești obișnuită cu deal de ăștia. Ce-ți face bărbatul? E, astă noapte era rău de tot. Nici nu mai știa ce face. A venit târziu, acum însă doarme. Așa și caută el slujbă. De obicei, domnule Marlowe, în fiecare zi pleacă dis de dimineață să caute de lucru și cade mor de oboseală când se întoarce acasă. N-aș putea spune că nu încearcă să-și găsească de lucru, nu. Pentru că, de fapt, el caută. Da. Numai că treburile merg tare prost. El apucă și pe el tristețea umblând așa zi de zi după slujbă și să fie mereu refuzat. Prima slujbă, bineînțeles, din cauza mea și-a pierdut-o, pentru că nu s-a purtat cum trebuie cu mine și asta l-a întârșit pentru totdeauna împotriva stăpânilor. Și l-a dat afară. Da, stăpânul lui a zis că nu-l mai poate ține, pentru că prea vorbea mult lumea. Da. Și pentru că le dădea celorlalți servitori o pildă rea. Slujba de aici e însă foarte însemnată pentru mine. Și trebuie cu orice chip să o păstrez, căci am 3 copii. Da, unde-i tabacherea? Unde dracu am pus tabacherea? Bună dimineața! Bună dimineața, domnișoară Lila! Am adus timpul dejun. N-ai văzut tabacherea de argint, domnișoară Wheeler? Nu. Ei bine, află că a dispărut. Cum? Aseară am pus-o aici pe tavă. Domnișorul cel tânăr, uite, a fumat. Mucurile astea de nestor sunt de la el și tabacherea nu-i nicăieri. Și nici în buzunar la el nu-i. E imposibil să o fi luat cu el sus azi de dimineață. Cine a intrat aici în odaie? Numai eu și cu doamna Jones. Așa, am terminat aici. Mă duc să fac curat în salonaș. Doamna Jones, n-ai văzut... Nu, nu, fă mai bine din dormitorul. Da, bine, bine. O să se găsească până la urmă. Cum? Crezi cumva că doamna Jones... Eu? Nu. Nu cred niciodată nimic despre nimeni. Bine, dar o să trebuiască să-i spunem cunașului. Așteaptă puțin să vedem dacă nu se ivește de pe undeva. Nu-i frumos să bănuim pe cineva? Voi, liberale și conservatori, da, sunteți o apă și un pământ. Nu vedeți nici la o palmă dincolo de vârfânațului. Nu aveți nici un pic de imaginație. De fapt, ar trebui să vă dați mâinile și să-i înnăbușiți acum, în fașe, pe ăștia. Da. Spui prostii, dragi. E cum asta? E, cum ar putea liberale și conservatori să-și dea mâinile? Așa cum spui tu. Asta nu face decât să dovedească ce absurd e când femeile... Ce? Bine, dragă, dar însăși esența liberalismului este încrederea în popor. Oh, parcă ar fi de fapt o deosebire între voi și conservator.
Toate clasele suspuse au aceleași interese și aceleași principii de apărat. Vai, John, John, dar voi nu vă dați seama că stați pe un vulcan? Nu, zău. E bine, sunt liberal și gata. Oh. Așa că te rog, te rog, schimbă subiect. Educația. Educația le face cel mai mare rău claselor de jos. Le strânește de tubră. Și ăsta este lucru cel mai rău pentru noi toți. Observă numai cât de mult s-a schimbat purtarea slugilor. Ei bine, eu salut cu bucurie orice schimbare care poate aduce ceva mai bun. E, dar asta ce-i? O scrisoare pentru mine? Desigur, iarăși povestea aceea a domnișorului nostru. Hai, Street Oxford, domnule, am primit cecul de 40 de lire al domnului John Bartwick, senior. Aha, scrisoarea e pentru el. Vă înapoiem alăturat cecul pe care ni l-ați remis și care, după cum v-am anunțat prin scrisoarea noastră anterioară, nu a fost onorat când l-am prezentat la banca dumneavoastră. Rămânem ai dumneavoastră prea plecat servitor, firma Moss și Fii, croitor. Bravo! Bravo! Frumoasă afacere! Băiatul ar fi putut să fie pus sub urmărire penal. Ei, lasă, Joe. Da? Dar știi bine că Jake n-a vrut să facă un lucru rău. Eu socot că banca ar fi trebuit să-i achite cecul. Da? E, știu ei fără îndoială cine ești tu. Da, parcă asta ar fi servit la ceva în fața tribunalului. Iată-l că vine pe... Bună dimineața. Bună dimineața, Jake. Iertați-mă că am întârziat. La ce nu? Dă-mi puțin ceai, mama. Da, dragul meu. Ce am o scrisoare? Dar ce asta? A fost deschisă? Te-aș ruga foarte mult să nu mai deschizi corespondența. Cred totuși că am și eu dreptul la numele de pe plic, nu? Da, n-am încotro și trebuie să-ți port numele. Ce? Niște bestii. E bine, n-ai meritat să scape așa ușor. Ce Dumnezeu, tată, nu m-ai bodogănit destul. Da, adevărat, John, dar lasă-l să mănânce, liniștit. Și dacă nu te-ai fi putut bizui pe mine, unde ai fi ajuns? Presupune că ai fi fost fiul unui om sărac sau al unui biet funcționar. Auzi, auzi, să plătești cuiva cu un cec care știai că n-are acoperit. Puteai să-ți ruinezi definitiv reputația. O, John, drag. Eu unul n-am făcut în viața mea așa ceva. Probabil că tu te-ai scăldat întotdeauna în bani. Hă? Când dai bani cu nemiluita, bineînțeles. Din potrivă. Eu n-am stat așa de bine ca tine. Da. Tata îmi dădea foarte puțin bani pe mână. Cam cât anume? N-are importanță. Chestia e dacă îți dai seama sau nu de gravitatea faptului tale. Dar nu văd nicio gravitate, papa. Și nici prin cap mi-ar fi trecut să o fac dacă n-aș fi stat așa de prost cu banii. E, dragul meu, dar are dreptate, auzi, dacă n-are bani, ce vrei să facă? Și cât ți-a mai rămas din cele 40 de lire pe care ți le-am dat? Nu știu, în orice caz nu prea mult. Cât anume? Ei, cât? Nu mi-a mai rămas niciun sfanț, poftim. Ce faci? E așa cum ai zis. Zău, lăsați-mă, am o durere de cap cumplită. Și doare capul? Da. Puiule, dragă, și nu mănânci nimic? Nu pot să înghit nimic, zău. Vai, vai, dar ce rău îmi pare. Haide, haide, vină cu mine, dragul meu, și am să-ți dau ceva și o să-ți tragă imediat durerea de cap. Nemaipomenit. Nemaipomenit. Cec fără acope. Ce este? Ce dorești, Marlon? Îl căutam pe domnișorul Jack, domnule. Da, de ce îl cauți? Credeam că o să-l găsesc aici, domnule. Ce voi ai cu el? A venit o duduie. Vrea să-i vorbească o clipă. O duduie? La ora asta? Ce fel de duduie? Nu știu cum să vă spun, domnule. N-are nimic distins în ea. Poate că cere de pomană sau mai degrabă o fi vreo soră de caritate. E îmbrăcată în uniformă? Ba nu, domnule. În haine obișnuite.
Bine, n-a spus ce dorește? Nu, domnule. Și unde ai lăsat-o? În hol, domnule. În hol? Dar de unde știi că nu e o hoață? De unde știi că n-are vreun gând rău? Nu cred să aibă. E bine, adu aici. Am să o primesc chiar eu. Îndată, domnule. Poftiți. Oh, vă rog să mă iertați. E o greșeală la mijloc. Vă rog să mă iertați. Cu cine ați vrut să vorbiți, doamnă? Am vrut să vorbesc cu domnul John Bartwick. Eu sunt John Bartwick, domn. Cu ce aș putea să vă servesc? Nu știu. Poate ați vrut să vorbiți cu fiul meu. Și pe el, tot John îl cheamă. Jack e un diminutiv de la John. Da, bineînțeles, cu fiul dumneavoastră. Aș putea să aflu cu cine am onoarea să vorbesc? Numele meu e... Păi, dar ce importanță are? Nu vreau să fac niciun fel de tărăboi. Vreau numai să vorbesc o clipă cu fiul dumneavoastră. Trebuie neapărat să-l văd. Fiul meu nu se simte prea bine. Dacă e nevoie, fără doar și poate, aș putea să mă ocup eu de... Fiți numai așa de bună și spuneți-mi... Nu trebuie neapărat să-l văd. Am venit anume pentru asta. Nu vreau să fac gălăgie, dar adevărul este că aseară fiul dumitale mi-a luat... Mi-a luat... Ce v-a luat, doamnă? Mi-a luat poșeta asta, mi-a luat. V-a luat poșeta? Da, puțin îmi pasă de poșetă. Nu de ea am nevoie. Vă rog să mă credeți că nu vreau să fac scandal. Dar aveam toți banii mei acolo. Dar unde? Unde anume? În pormoneul din poșetă. Unde? Era o punguță de mătase asta cojie. Zău n-aș fi venit. Nu vreau să fac scandal. Dar trebuie să-mi capăt banii înapoi. Nu-i așa? Vreți să spuneți că fiul meu... Nu. Știți, nu era prea... Vreau să spun că era... Era, adică... Dar cum de nu înțelegeți? Era beat astăzi. Ne-am certat astăzi. Dar cum asta? Unde? La mine acasă. Am supat la... Mă rog, și fiul dumneavoastră... Îmi permiteți să întreb. De unde cunoașteți casa mea? V-a dat el numele și adresa? Am aflat citind un plic pe care l-am luat din pardesiul lui. L-ați luat din pardesiu. Și îmi permiteți să vă întreb dacă fiul meu vă va recunoaște și ziua pe lumină. Nano! Dacă mă cunoaște? E cum, dracu? Pardon, vreau să spun că sigur că o să mă cunoască. M-ați chemat, domnule. Nano, roagă pe domnul Jack să coboare. Îndată, domnule. Și de când v-a onorat cu prietenia lui? Numai din vinerea mare. Nimic? Nu înțeleg nimic. Zău, dacă înțeleg... M-ai chemat, papa? Ce caută aici? Dragă Jack, această doamnă zice că aseară... Parcă așa a zis, aseară, nu? I-ai luat... Poșeta și toți banii mei care erau într-o pungă de mătase sta cojie. Poșeta? Habar n-am, dar ce... Haide. Dar nu o să negi că ai văzut-o aseară pe Duduia asta. Să neg? Nu, firește că nu. De ce m-ai dat de gură? Cine naiba te-a pus să vii aici? Te rog să mă crezi că n-am vrut. Crezi că de plăcere am venit. Dar mi-ai smuls-o din mână. Ții minte că așa ai făcut. Și în punga din ea aveam toți banii. N-am venit după tine aseară pentru că nu vroiam să fac scandal și pentru că era târziu și pentru că tu erai în... Haide, Jack, te rog, spune ce ai de spus. Dar, papa, nu mi-aduc aminte nimic din toate astea. Ce, Dumnezeu, nu puteai să-mi scrii? Să-mi dai punga acum. Am de plătit chiria chiar asta și nu pot să o amân. Ăștia de mai așteaptă să se repeadă la oamenii care nu sunt înstăriți. Dar nu mi-aduc aminte deloc ce s-a întâmplat aseară. Nu țin minte nimic din toate astea, papa. Dar tu mi-ai luat-o, adu-ți aminte că ai spus că vrei să te răzbuni. Da? E bine, atunci trebuie să fie pe aici, pe undeva. Da, sigur. Da, stai, acum parcă mi-aduc aminte ceva, da. La vag de tot.
De ce naiba ți-am luat blestemata aia de poșetă? Desigur! De ce naiba ai luat blestemata aia? E, lasă, că nu era chiar așa de... Îmi pare foarte rău, dar dacă pot să fac ceva... Ce să faci? Ce să faci? Cred că trebuie să-i înapoiezi lucrul luat, nu? Da, sigur, am să mă duc să-l caut, dar... Zău, nu cred să-l mai am. Vă rog, luați loc. Da, mulțumesc. Da. Da. Asta e, am căutat peste tot, dar nu pot găsi nicăieri punga. Cum? Ești sigură că era înăuntru? Sigură? Dar bineînțeles că sunt sigură. Crede-mă că îmi pare grozav de rău. L-am întrebat și pe valet, dar n-a văzut-o. Trebuie să-mi dai bani. A, bineînțeles, sigur, asta e în regulă. Am grijă să fie toate în regulă. Câți bani erau? 7 lire și 12 șilingi. Asta este tot ce am la viața mea. Perfect, atunci am să-ți trimit un cec și... Nu! Te rog să-mi dai chiar acum. Te rog să-mi dai ce aveam în pungă. Trebuie să plătesc neapărat chiria, chiar în dimineața asta. Îmi pare nespus de rău, dar n-am niciun ban în buzunar. Dar nu plec fără bani, nu înțelegi? Altfel mă dă afară din casă! Nu ți-am spus că n-am nicio rețcaie? Dar te rog să-mi dai bani! Dacă nu mi-i dai, fac reclamații! Un moment! Asta este hoție curată! Un moment! Un moment, vă rog. Fiind vorba de o chestiune de principiu, am să satisfac eu această cerere. Foarte bine, bă. Dă-i tu și ne socotim noi pe urmă. Iată, aici sunt 8 lire... Diferența va acoperi costul pungii și al călătoriei dumneavoastră cu birja. Și acum poftiți, vă rog. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Frumoasă întâmplare! Dar ce ghinion fantastic! Vă să zic că așa s-au dus pe copcă cele 40 de lire. Una mai bocnă decât alta. Te întreb, mă rog. Te întreb încă o dată. Unde-i fi ajuns fără mine? S-ar spune că n-ai niciun fel de principiu moral. Ești unul dintre aceia care constituie o adevărată pacoste pentru societate. Exagerezi. Ești de-a dreptul primejdios. Primejdios. Mă întreb ce o să spună mama ta. E de-a dreptul o ticăloșie. Expresie. Dacă un sărac s-ar fi portat cum te-ai portat tu, crezi că ar fi găsit îndurare la cineva, m? Tu și voi, toți de soiul tău, sunteți o pacoste pentru omenire. Dar știu prea bine că nu m-ai fi ajutat dacă nu ți-ar fi fost teamă că ziarele vor scrie despre chestia asta. Hm? Știu. Unde sunt țigările, unde dracu? Bine, uite că nu mai spun nimic. De data asta o să trec cu vederea. Marlo, strânge, te rog, masa. Marlo, spune-mi, te rog, unde sunt țigările? Aseară am adus tabachiere împreună cu whisky și azi de dimineață n-am mai găsit-o nicăieri. În camera mea ai căutat, Marlo? Da, am căutat peste tot. Azi de dimineață am găsit pe tavă 2 mucuri de țigări Nestor, așa că fără îndoială ați fumat aseară. Tare mi-e teamă că a șterpelit cineva tabachierea. A fost furată? Afară de tabachiere, mai lipsește ceva, Marlo? Nu, domnule. Am controlat toată argintăria. Nu lipsește nimic. Ai găsit casa în ordine azi dimineață? Era vreo fereastră deschisă? Nu, domnule. Știți, domnule Jack, aseară v-ați lăsat cheia în ușă. Nu mai spune. Dar cine a fost în odaia asta azi dimineață? După câte știu, domnule, a fost fata din casă Wheeler, am fost eu și doamna Jones, atâta tot. Ai întrebat-o pe doamna Bartwick? Jack! Da. Jack, du-te și întreabă pe mama ta dacă nu e la ea tabacherea. Spune-i să caute, să vadă dacă mai lipsește ceva. Bine, papa. Nimic nu e mai neliniștitor decât să dispară așa lucrurile. Desigur, domnule. Bănuiești pe cineva, mă rog? Nu, domnule. Da, această doamnă Jones, de când lucrează la noi? Numai de o lună, domnule. Uh-huh.
Ce fel de persoană e? Nu prea știu multe despre ea, domnule. Pare o femeie foarte liniștită și cum se cade. Dar cine a făcut curățenie azi dimineață? Domnișoara Wheeler și cu doamna Jones. Ascultă, Marlo, a fost această doamnă Jones singură vreun moment în odaie? Da, domnule. De unde știi? Am găsit-o aici când am venit. Da, Wheeler? A fost și ea singură aici? Nu, domnule, n-a fost, dar vreau să vă spun că doamna Jones pare să fie o femeie foarte cinstită. Nu, atâta vreau să știu. Da, doamna Jones a stat aici toată dimineața? Nu, domnule, a ieșit 2 minute până la Zarzavagiu, a trimis o bucătărea sa. Da, acum e aici? Da, domnule. Perfect. Trebuie să lămuresc neapărat chestiunea asta. Asta e în interesul vostru, nu? Al întregului personal de serviciu. Da, domnule. Da, spune-mi, mă rog, cum o duce această doamnă Jones? Bărbatul ei lucrează? Mă tem că nu lucrează nimic, domnule. Prea bine, prea bine. Să nu vorbești cu nimeni despre chestiunea asta. Spune și domnișoarei Ulla să nu vorbească. Da, domnule. Și roag-o pe doamna Jones să vină aici. Prea bine, domnule. John, dragă. Da? Mi-a spus Jake de tabachelă, da. Ei, dragă, ai găsit-o? Nu, da, e nemaipomenit. Bineînțeles, Marlo, în afară de orice bănuială. De fete, nu prea sunt sigură. Cât despre bucătăreasă... Bucătăreasă? Da, firește, Oh, dragul meu, dar e îngrozitor să bănuiești pe cineva. Dar aici nu este vorba de simțimintele noastre, ci de dreptate. Din principiu... Să știi că nu m-aș mira deloc să aflu că femeia la toate știe aceea pe care mi-a recomandat-o Laura. Doamna Jones are un amestec în povestea asta. Am trimis să o cheme pe doamna Jones. Vă rog, lăsați totul pe seama mea. Da, da. Și te rog, nu uita că nimeni nu e vinovat până nu îi se dovedește vinovăția. Da, sigur. N-am deloc intenția să o speri. Din potrivă, am să-i dau toată posibilitatea să se dezvinovățească. Dar știi că aud că o duce destul de prost cu banii. Da? M-ați chemat, Conașule? Bună dimineața, doamnă Jones. Bună dimineața, Conașule. Bună dimineața, Coniță. Bună dimineața. Ce-i cu bărbatul dumitare, doamnă Jones? Aud că nu e angajat nicăieri. Nu, Conașule. Într-adevăr, acum nu are de lucru. Atunci bănuiesc că nu câștigă nimic. Nu, Conașule, acum nu câștigă nimic. Da. Și câți copii aveți? 3 copii. 3. Câți ani are cel mai mare? 9, Conașule. Merg la școală? Da, Conașule. Toți 3 merg la școală în fiecare zi. Da. Și cine le dă de mâncare când dumneata ești la lucru? He, ce să fac, Conașule? Trebuie să le dau ceva să aibă la ei. Bineînțeles că nu întotdeauna sunt în stare să le dau ceva. Uneori trebuie să-i trimit fără nimic la ei. Dar bărbatul meu se poartă foarte bine cu copiii când are de lucru. Bărbatul dumitale bea, nu-i așa? Da, Conașule. Bineînțeles, nu pot zice că nu bea. Și probabil că ți-a toți banii, nu? Nu, Conașule. Se poartă foarte bine în privința banilor. Afară doar când e puțin schimbat. Da. Da, ce e el, bărbatul ăsta al dumitare? E grăjdar de meserie, Conașule. Grăjdar? Și cum de și-a pierdut slujba? Și-a pierdut de mult slujba, Conașule. De atunci încoace n-a mai stat niciodată prea mult într-un loc. Și acum, bineînțeles, că o duce mai prost din cauza automobilelor. Acum 8 ani, Conașule, adică în 1912... 8 ani? Dar pe care spunea că copilul cel mare are 9. Da, Coniță, bineînțeles că de asta și-a pierdut el slujba. Nu s-a purtat cum se cuvenea cu mine și de-aia stăpânul i-a spus că nu-l mai poate ține pentru că dă exemplu rău. Vrei să spui că
Da, conașule, bineînțeles că m-a luat de nevastă după ce și-a pierdut slujba. Adică vrei să spui că ați... Draga mea, draga mea. Oh, dar ce rușine! Ce... Și unde locuiți acum, doamnă Jones? N-avem un cămin al nostru, conașule. Bineînțeles că am fost silit să renunțăm la mai toate lucrurile noastre. Da, să renunțați. Vrei să spui să le amanetați? Da, conașule, să renunțăm la ele. Locuim în Mortir Street, adică foarte aproape de aici, la numărul 34. Mm-hmm. Avem doar o singură odaie. Și cât plătiți pe săptămână? Plătim 6 shillings pe săptămână pentru o odaie mobilată. Da. Și bănuiesc că sunteți în urmă cu chiria, nu? Da, conașule. Și când bărbatul dumitale câștigă câte ceva, cheltuiește totul pe băutură, nu? Uneori așa face, conașule. Mm-hmm. Alteori însă îmi dă banii pentru copii. Bineînțeles că el ar lucra dacă ar găsi unde. Da. Dar se pare că sunt prea mulți oameni fără slujbă. Da, da, da. Să nu intrăm în amănunte. Și cum e lucrul în casă la noi? Greu, nu? A, nu, conașele, nu e prea greu, nu. Mai atunci când trebuie să nu dorm nopțile. Aha. Știți? Și... Dumneata, ajuți la curățenie în toate odăile? Câteodată te mai trimite și bucătăreasa după cumpărături, nu? Da, conașule. Și azi dimineață ai ieșit? Da, conașule. Bineînțeles, a trebuit să mă duc până la Zarzavagiu. Întoc. Și va să zic că bărbatul dumitale nu câștigă nimic. Și e și un ticălos pe deasupra. A, nu, conașule, n-am spus asta. Cred că firea lui are o mulțime de părți bune. Știu eu că nimeni nu mă poate ajuta. Și știu că și viața lui e tare grea. Și de fapt, el ține la copii. Și îi face rău să-i vadă umblând nemâncați. Da, da, ce să-i faci. Mulțumesc, atâta voiam să știu. Cred că nu mai e nevoie să te mai rețin, doamnă, doamnă Jones. Da, apropo, doamnă Jones, cred că e de datoria mea să-ți spun că o tabachiere de argint a fost... lipsește din casă. Dar îmi pare foarte rău, conașule. Dumneata n-ai văzut-o cumva? Da, unde era, conașule? Dacă nu vă supărați. Unde zice Marlowe că era? A, da, da, în odaia asta. Da, da, chiar în odaia asta. Nu, nu, conașule, n-am văzut-o. Bineînțeles că dacă o vedeam, țineam eu minte. Ești sigură de asta? O, da, conașule, nu, n-am văzut-o și bineînțeles că nu știu unde se află. Bine, da. Tu ești? Cât e ceasul? 2:30. Dar ce-ți veni să te întorci azi așa de vreme? Azi nu lucrez decât 1:30 de zi. Ai ceva de mâncare? Bucătăreasa doamnei Bartwick mi-a dat o bucățică de slănină. Am să fac o mâncare cu ceapă și cartofi. Bun. James, datorăm 14 shillings pentru chirie. Și eu n-am decât 2 shillings și 4 penny. Azi o să vină să-i ceară. Mă, lasă-i să vină. M-am săturat până în gât să mai caut ceva de lucru. La ce bună să nebunesc tot umblând după o slujbă, zbătându-mă ca un șoarece în cușcă. Dă-mi, conașule, ceva de lucru. Vă rog, angajați un biet om. Am nevastă și 3 copii. Sunt sătul de toate astea. Oh. Poate că unora le
place viața asta. Oile Domnului! Dar umblu de atâta timp după o slujbă și când le văd pe animalele alea măsurându-mă din cap până în picioare, parcă se răsucesc o mie de șerpi în mine. Eu nu cer niciun lux. Auzi, domnule, să vrea omul să muncească până crapă și să nu-i dai voie. S-a mai văzut tâmpenii ca asta? Ci că asta e dreptate, libertate sau mai știu eu ce. Tu ești prea papă lapte. Habar n-ai tu ce se petrece în mine. Ei, dar dacă au nevoie de subsemnatul, n-au decât să mă caute. Ascultă-mi cu ce-ți spun. Am încercat ce-am încercat, dar acum gata. Nu mi-a fost niciodată frică de ce mă așteaptă. A, dacă tu crezi că mi-au mâncat ăștia toată îndrăzneala, te înșele amarnic. Mai bine zac și putrezesc aici, decât să mai tot umblă, să mă tot milogesc la ei. Dar ce-i rămas așa înțepenită? Parcă-i fi canicul ăla din poză, părăsit de toți. Sigur, muncește, atâta știi tu să muncești, dar curaj n-ai nici cât un păduche. Zău, James, uneori vorbești parcă mai aiurea când ești treaz. Dacă nu găsești ceva de lucru, cum vrei să o scoatem la capăt? O să ne dea afară de aici. Știi doar că astăzi o să vină după bar. Pe Bartu-i că ăla al tău, îl văd în fiecare zi ducându-se la parlament, bine îmbrăcat și aranjat, ca să-și dea duhul acolo cu discursurile lui. Îl văd și pe vițelul ăla de fiuso, umflându-se în pene, umblând de colo până acolo și ținând-o tot într-un chef. Dar ce-au făcut ei de-o duc mai bine ca mine? În viața lor n-au muncit nici măcar un ceas. Îi văd zi după zi cum... Tare te-aș ruga să nu mai dai târcoale casei. Parcă nu mai ai deloc astâmp. Și Dumnezeu știe de ce o-i fi făcând-o. Pentru că, bineînțeles, au observat și ei. Asta e. Dar ce? N-am voie să umblu când vreau? Mă rog, unde am voie și unde n-am? De una zi am dus la unul pe Hidgway Road. Șefule, i-am zis stăpânului, ia-mă și pe mine în serviciu. N-am lucrat de două luni și de fier să fie și tot te dărâmă chestia asta. Îmi place să muncesc, nu mă sperii de nicio treabă pe care mi-ai dau. Și el îmi răspunde: prietene, au mai fost 30 ca tine pe aici în dimineața asta. De pe primii doi am angajat, dar mai mulți nu-mi trebuie. Prea bine. Atunci ducă-se dracului toate. Cu blestemele și cu hula, spun el, n-ai să găsești tu slujbă, băiete. Hai, da, ieși afară. Auzi, să nu ridici glasul, că altfel mor de foame. Nici să nu te gândești la așa ceva. Să taci și să înghiți orice. Să iei toate lucrurile ca un om înțelept, nu-i așa? Puțin mai jos, pe stradă, mi-a zis o cucoană: vrei să câștigi câțiva gologani, omule? Și mi-a dat să-i țin câinile cât a stat ea într-o prăvălie. Era gras și rotofei ca un măcelar. Câtă carne a mâncat până a ajuns așa de gras. Se simțea bine cu coana zău așa. Îi se părea că e grozav de miloasă. Dar am văzut eu că se uita la polițaiul care era lângă mine, ca nu cumva să o iau din loc cu javra ei borțoasă. Dar ce-o fi zău în capul al tău? Ce? Ai amuțit? Doamna Jones, am vorbit cu bărbatul meu, care zice că nu mai poate să mă aștepte nici o zi măcar. Trebuie să ne plătiți chiar acum chiria. Nu lua în seamă la ce zice bărbatul dumneavoastră. Uite, Jenny, dai banii ăștia. Ține o liră. Îmi pare rău că am întârziat atâta și bineînțeles că nu datorăm decât 14 șilingi. Da. Așa că dacă îmi dai restul de 6 șilingi,
Suntem achitați. Nu prea te așteptai la asta, nu? Vă mulțumesc și îți rămân foarte îndatorată. Mă duc să-ți aduc restul. Vai, dar lăsați, lăsați. Vă mulțumesc și vă rămân îndatorată. Am avut și eu puțin noroc. Am dat peste o punguță cu mai bine de 7 lire în ea. Vai, James! Vai, James! Ce tot? Vai, James! Ți-am spus doar că am găsit-o. E doar un lucru pierdut, ce mai vrei? Dar n-avea pe ea vreun nume sau altceva? Nume? Și nu are niciun nume. Nu e de la oameni dintre ea care își tipăresc, care se vizită. Ia unei cucoane adevărate. Ia miroase numai, să vezi. Ei, spune și tu, ce era să fac? Ei, hai, zică, tu ai întotdeauna poveste de dat. Nu știu, zău, ce-ar fi trebuit să faci, James. Bineînțeles că banii nu sunt ai tăi. Ai luat banii cuiva. Ce ai găsit, e bun găsit. Am luat banii ca salariu pentru timpul cât am bătut străzele cerându-mi dreptul meu. Iau în contul banilor care mi se datorează, auzi? Auzi, fetițo, am bani în buzunar. Am bani în buzunar și n-am de gând să-i risipesc. Cu banii ăștia am să mă duc în Canada. Îți las și ție o liră. Bineînțeles, nu te pot împiedica să pleci. Dar n-aș putea să zic că o să-mi pară bine când vei pleca. Nu-ți pasă de copii pe care i-am adus pe lume și de necazurile pe care le-am avut ca să-i cresc. Ce? Tu nu te gândești ce o să se întâmple cu ei după ce ai să pleci? Dar te înșel amarnic dacă crezi că vreau să-mi părăsesc copiii. Bine, știu eu că ții la ei. Ei, atunci nu mai trâncă-ni atât. Copiii or să ducă mai bine cu tine când noi mai fi eu. Dacă aș fi știut înainte măcar jumătate din câte știu acum, n-aș mai fi făcut niciunul. Ce rost are să-i aduci pe lume dacă lucrurile stau așa? E o adevărată crimă, asta e. Atâta numai că îți dai seama prea târziu de adevăr. Ce să-i face? Așa e viața. Bineînțeles că ar fi fost mai bine pentru ei. Dar sunt copiii tăi. Și mă mir că ești în stare să vorbești așa. Mi-ar fi îngrozitor de greu să trăiesc fără vreunul din ei. Toate sunteți la fel. Dacă fac rost de bani acolo... Ei, lasă, nu-mi scutura haina. O tabacheră de argint la tine în buzunar. Dă tabacheră cu acea. Ți-am spus să-mi lași haina în pace. Dă tabacheră. James! James! Bagă de seamă la ce spui. Când o să ies, am să o iau și am să o arunc în apă împreună cu punga aia. Când am luat-o, eram pilit și nimeni nu răspunde pentru ce face când e pilit. Nu-mi trebuie fleacul ăsta și am de gând să-l păstrez. Am luat-o așa de-al dracului. Dar nu sunt hoț, știi bine. Să nu îndrăznești cumva să spui așa ceva, că-i vai de capul tău. E de la domnul Bardwick. M-ai făcut de râs. Ah, James, de ce ai făcut-o? De ce vrei să spui? Ei au văzut că lipsește și mă bănuiesc pe mine. De ce ai făcut asta, James? Ți-am spus doar că eram băut. Mie nu-mi trebuie. Ce să fac eu cu ea? Doar nu sunt hoț. Nu sunt mai rău decât Bardwick, ăla tânăr. El a adus acasă punga asta pe care am găsit-o eu. O pungă de cucoană. A luat-o de la una când s-au certat. Zicea mereu că s-a răzbunat pe ea. Ei bine, m-am răzbunat eu pe el. Și crezi că lui o să-i se întâmple ceva? James, ne iei pâinea de la gură. Ce tot vorbești? Am să le arăt eu lor cum rămâne cu punga aia și cu ce-a făcut tânărul Bardwick. Dar ce vrei cu tabachera? Las-o dacă îți spun. Am să o duc înapoi și am să le spun tot cum a fost. Da? Da. Chiar așa vrei să faci? Așa. Dă tabachera încoace. Nu. Dă tabachera când îți spun. Nu. Dă tabachera. Las-o să o duc. Ei, stop! Zburdăm în gym. Sunt detectivul Snow.
Ei, ia te uită! Tabachiera de argint, hm? Ce noroc să găsesc tocmai ce căutam. Uhum, și inițialele. GB. Dar chiar asta e. Dumneata ești doamna Jones? Da, domnule. Am ordin să te arestez pe motivul că ai furat această tabachieră de la domnul Bartwick, deputat din Rockingham Gate numărul 6. N-am luat-o eu. Niciodată n-am luat nimic care nu era al meu. Și habar n-am de ea. Da. Dar ai fost acolo, în acea casă, azi dimineață. Ai făcut curățenie în odaia în care fusese lăsată tabachiera. Ai fost singură în odaie. Acum îmi găsesc tabachiera aici și susții totuși că n-ai luat. Da, domnule. Susțin că n-am luat-o pentru că n-am luat-o. Atunci, cum a ajuns tabachiera aceasta aici? Prefer să nu spun nimic despre asta. Ăsta e bărbatul dumitale? Da. Ăsta e bărbatul meu, domnule. Ai ceva de spus înainte de a o lua cu mine pe soția dumitale? Eu... Da. Atunci gata, doamnă. Am să te rog să vii cu mine. Bineînțeles că n-aș spune că n-am luat-o dacă aș fi luat-o. Dar n-am luat-o. Zău că n-am luat-o. Știu că aparențele sunt împotriva mea și nu vă pot spune ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar copiii îmi sunt la școală. O să vin acasă și nu știu ce or să se facă fără mine. N-avea nicio grijă că o să se ocupe bărbatul dumitare de ei. Poftim, doamnă! Las-o în pace că nu e vinovată. Eu am luat avocera. Ia te uită. În orice caz, e frumos din partea dumitare. Haide, doamnă! Las-o în pace când îți spun sticlete, ticălos! Ce? E nevastă mea și o femeie cinstită. Să nu-mi drăznești cumva să te atingi de ea. Haide, 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 dar ce pun toate astea? Vorbește frumos, că altfel o să fie mai rău de amândoi. Las-o în pace și ia mâinile de pe ea până nu te ținesc eu. Haide. No. Las-o, auzi? Nu ți-am spus că eu am la tabachiera. Sus la apă, că altfel te iau și pe tine. No. Nu vrei să mă asculți, eh? Nu vrei să înțelegi de vorba bună? Atunci, nu! Îndrăzit să mă lovești, eh? Stai că te învăț eu minte acum. Să plătești pentru tot. Da, domnule comisar. Ia astâmpărul pe pătăușul ăsta. Da, n-ai dreptul să te atingi de nevastă mea. Eu am luat tabachiera. Eu am luat tabachiera. Ai auzit că doamna Holyrood a avut neplăceri cu slugile? Da. A ajuns să se scrie și în jurnale. Era parcă vorba de bucătăreasă, nu? Nu, 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 de cameristă. Tocmai vorbeam cu Lady Holyrood. Fata aceea avea obiceiul să-și aducă iubitul în casă. Da. Nu știu dacă au procedat tocmai cum trebuie. Dar John, dragă, dar cum poți să spui așa ceva? E ce altceva le rămânea de făcut? Gândește-te și tu ce influență proastă putea să aibă asta asupra celorlalți viitor. Sigur, sigur. În principiu, ai dreptate. Dar nu la asta mă gândeam. Lady Holyrood mi-a spus, am chemat-o sus și am vorbit așa. Ai să pleci imediat din casa mea. Socot purtarea ta rușinoasă. Nu știu și nici nu vreau să știu ce făceai. Te concediezi din principiu. Și să nu vii la mine să-mi cere ferințe. Și fata i-a răspuns. Dacă nu-mi dați preaviz, coniță, atunci trebuie să-mi plătiți leafa pe o lună. Sunt o fată cinstită, n-am făcut nimic. Auzi, auzi ce îndrăzneală să spună că n-a făcut nimic. Slugile sunt solidare și niciodată nu poți să știi ce gândesc. Parcă s-ar fi vorbit cu toții să se ascundă de noi. Uite-te, uite-te chiar la Marlo. Nu poți niciodată spune ce se petrece cu adevărat în mintea omului ăsta. Da. Oh, nu poți să sufăr ascunzișurile astea. Surpă orice urmă de încredere, nu? Ar fi bine să nu mai vorbim despre asemenea lucruri. Oh, dragul meu, dar tare nu pot suferi oamenii care spun numai minciuni. Doar nu e mare lucru să spui adevărul, nu? Mie cel puțin nu mi-a fost niciodată greu să o fac.
Altfel este imposibil să mai deosebești adevărul de minciună, nu? Ai tot timpul impresia că ești înșelat. Oamenii din clasele de jos sunt proprii lor dușmani. Dacă ar avea încredere în noi, ar duce mult mai bine. Da, 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 chiar așa. Și tot greșeala lor este de cele mai multe ori. Gândește-te de pildă la ce a făcut doamna Jones azi de dimineață. Da, în privința asta vreau să fiu cum nu se poate mai drept. Azi după amiază am avut prilejul să-l văd pe Roparo, avocatul nostru. Da, și? Și i-am povestit ce le-a întâmplat. Aha, da. Da, vine astă seară pe la noi. Totul depinde de ce va spune detectivul. Da. Am și eu unele îndoieli și m-am gândit mult la povestea asta. Să știi că femeia mi-a făcut o impresie mizerabilă. Parcă n-ar avea niciun pic de rușine. Și istoria aia de care vorbea cu ce făcea ea și cu bărbatul ăla înainte de căsătorie, mi s-a părut așa de imoral. Și s-o spun în fața ta și a lui Jim. Oh, zău, dacă nu-mi venea să o dau afară din cameră. Eu nu vreau să-i scuz. Dar când e vorba de lucruri dintre astea, trebuie să ții seama și de... Dar nu cumva vrei să spui că stăpânul lui a greșit atunci când l-a dat afară? Da, bineînțeles că nu. Bineînțeles. Domnule, da? Vă caută detectivul Snow. Spune că îl primesc într-o clipă. Da, poftiți-l aici, Marlo. Poftiți. O, bună seara, bună seara. Bună seara, domnule Bartui. Bună seara, doamnă. Bună seara, domnule. Am venit să vă raportez ce am făcut. Da. Vă rog da. Să mă iertați că am întârziat, dar am fost reținut de un alt caz. Nu, nu face nimic. Poftiți. Cred că ăsta e obiectul cu pricină. Oh. Tabacheria de argint. Da, desigur, desigur. Întrucât are emblema și monograma dumneavoastră, așa cum mi-ați descris-o, n-am avut niciun fel de îndoială în această privință. Perfect, perfect. Vrei să bei un pahar de ceri? Da, mulțumesc. Poftim, domnule. Știți, după ce am fost la dumneavoastră, m-am dus la locuința femeii acelia. Stă în apropiere. Am avut ceva bătaie de cap. Da? Da, i-am cerut să-mi spună de unde are obiectul. Ei, nu mi-a putut răspunde niciun fel. Dar a tăgăduit furtul, așa că am arestat-o. Apoi bărbatul ei s-a repezit la mine, așa că a trebuit să-l iau și pe el pentru violență împotriva reprezentantului forței publice. Da. V-a amenințat și pe dumneavoastră. Ce? Și pe fiul dumneavoastră. Oh. Și vă rog să mă credeți pe cuvânt că a fost greu de tot cu el. Dar trebuie să fie un mare ticălos. Da, Coniță, un om primejdios. Oh. E cam bețiv după câte mi se dar pare. Dar să ne dăjduim că o să capete o pedeapsă exemplară. Deranjez cumva? Nu, deloc, deloc, Jack. Uite, să-ți prezint pe domnul Snow, care anchetează furtul tabacherii de argint. A descoperit hoțul și ne-a adus-o. Îmi pare foarte bine. Jack, tu rămâi aici cu noi. Da, bine, papa. Continuă, domnule Snow. Da. Ceea ce e ciudat, domnule Bartuc, e că susține într-una că el a luat tabachere. A luat-o el? Da. Dar ce speră să câștige cu asta? Zice că domnul cel tânăr era aseară în stare de ebrietate și l-a adus în casă și a dat whisky. Pe urmă, zice Jones, a luat tabachet. Dar nu e rușinatul. Domnule Snow, crezi că are de gând să spună lucrurile astea mâine la instrucție? Da, se pare că asta e intenția lui, așa spune. Dar nu știu dacă o face numai ca să-și apere nevasta sau dacă într-adevăr e ceva la mijloc. În fine, asta o să o hotărească magistratul. Dar ce să fie la mijloc? Dar nu te înțeleg. Cum putea fiul meu să aducă în casă un asemenea om? Da, fără îndoială. Fără îndoială că fiul meu poate să spună și singur cum stau lucrurile, nu? Jack, ce ai de spus? De ce vrei să spună? Sigur că o să spună că toată povestea asta este o născocire. Draga mea. Da, bineînțeles că eu... Bineînțeles că habar n-am de toată povestea asta. Da, cred și eu. Domnul acela este un ticălos, din calea afară, de obraznic, domnule Snow. Da, da, deoarece fiul meu spune că nu e nimic adevărat în această poveste, va mai fi oare nevoie în aceste condiții
să-l punem pe om sub urmărire? Va trebui să-l acuzăm de violență împotriva reprezentantului forței publice. Aha, aha, aha. Cred că ar fi mai bine ca fiul dumneavoastră să vină în fața judecătorului de instrucție. Oh. De altfel va primi și o citație. Ce? Ciudat e însă faptul că asupra omului s-a găsit o sumă frumușică de bani și o pungă de mătase stacojie. Nu cumva lipsește punga, doamnă? Nu, 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 nu. Nu, a, de unde? Nu, 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 dar da, i-am întrebat pe servitor și am aflat că într-adevăr individul acela dădea mereu târcoale casei. Eu m-aș simți mult mai în siguranță dacă li s-ar da o condamnare de lungă durată. Draga mea... Cred că este dreptul nostru să fim ocrotiți de astfel de răufăcători. Da, 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 firește, firește, în principiu. Dar în cazul de față trebuie să ne gândim la o serie întreagă de lucruri, nu? După câte spui dumneata, domnule Snow, da, omul trebuie neapărat dat în judecată, nu? Dar fără nicio îndoială, domnule. Eu nu prea sunt de acord cu această urmărire. Nu, eu îi compătimesc sincer pe săraci. În situația mea mă văd silit să recunosc nenorocirea care domnește printre ei. Condițiile de trai ale oamenilor lasă atât de mult de dorit. Nu știu dacă mă înțelegi, domnule Snow. Da. Uite, aș dori să găsesc un mijloc pentru a stinge această acțiune. Dar ce, mă, dragă, dar gândește-te însă că nu e drept pentru ceilalți. Asta înseamnă pur și simplu să lași averile oamenilor la discreția oricui ar vrea să le fure. Draga mea, eu nu vreau să-l apăr câtuși de puțin. Încerc numai să privesc mai larg toată această chestiune. John, e, lasă, John, dar există o măsură în toate, dragul meu. Știți, poate ar trebui să vă amintesc, domnule deputat, că retragerea acuzației de furt n-ar schimba prea mult situația, deoarece adevărul trebuie să iasă la iveală. Mm. În ceea ce privește actul de violență, așa cum v-am spus, această acuzație trebuie să fie făcută. A, da, 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 desigur, desigur. Nu, eu mă refeream numai la sentimentele mele, numai la dorința de a cruța pe femeia aceea. În locul dumneavoastră, domnule, eu aș lăsa lucrurile să-și urmeze cursul. Mm-hmm. Nu vor exista, probabil, cine știe ce dificultăți. Da. Știți, lucrurile de felul acesta se rezolvă de obicei foarte repede. Oare, crezi într-adevăr... Ascultă, dar ce declarație o să trebuiască să fac eu acum? Asta, dumneavoastră, știți mai bine. Cred că n-ar fi rău să recurgeți la un avocat în cazul când s-ar ivi ceva. Știți, pe valet îl vom aduce ca martor ca să dovedească dispariția obiectului. Da. Și acum, iertați-mă că trebuie să plec, dar am foarte multă treabă astăzi. Bună seara, doamnă! Bună seara, domnule! Bună seara! Mâine va trebui să depun tabacherea în fața curții. Așa că, dacă nu vă supărați, ar fi mai bine să o iau cu mine. Te rog! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Draga mea, de ce nu mă lași să conduc eu treburile? Îți bagi nasul în tot felul de lucruri. Ce? La care nu te pricep câtuși de puțin. E oastere. Poftim, poftim. Frumoasă încurcătură ai făcut în chestia asta. Dar nu înțeleg deloc despre ce vorbești. Nu înțeleg. Dacă tu nu ești în stare să-ți apeli drepturile, află că eu știu să o fac. Mm-hmm. Îi nervează principiile astea ale tale, pe care le socot niște prostii de la un capăt la altul. Principii. Asta e acum. Dar ce legătură au principiile cu povestea asta? Pentru numele lui Dumnezeu, dragă mea. Ce? Tu nu știi că Jack a fost dat aseară? Papa. Jack! Oh. De ce, mamă? M-am supat și eu cum face toată lumea. De ce exagerați așa? Înțelege și tu. E absurd să spui că asta înseamnă beție. La Oxford toată lumea se ciupește puțin. Vai de mine, de bine, dar mi se pare îngrozitor ce spui. Asta faci tu la Oxford? Ei, la naiba, dar ce? Eu v-am pus să mă trimiteți acolo. Când ești cu lupii, urli ca lupii. Mi se pare o prostie să spui că eram beatnă. În orice caz îmi pare foarte rău. Măcar atâta minte să ai. Să spui ce s-a întâmplat când ai venit acasă. Dacă ți-amintești. Ei, asta e că nu... Atunci am putea să știm dacă e adevărat ce spune individul ăla. Pentru că, deocamdată, ne învârtim în beznă. Ce să fac? Abia apuc să-mi amintesc ceva și gata, s-a topit. Cic, e cum
Jack? Adică erai așa de beat că nici nu mai ții minte? Uite ce e, mamă, sigur că mi-aduc aminte că... Mi-aduc aminte că am venit, pentru că trebuie să fi venit, nu? Că m-am trezit acasă. Și blestemata aia de pungă. Dumnezeule mare, Dumnezeule mare. Să vezi, să vezi ce o să mai urle ziarele. Asta te doare. Dar de ce, dragă? Dar cine dracu? Cine dracu putea să prevadă așa ceva? Dar nu se legă mic. Mai bine pierdeam 100 de tabacheri și tăceam din gură. Și toate astea numai din cauza ta, draga mea. Din cauza mea? Din cauza ta. Din asta. Ți-am spus de la început. Dar de ce naiba o fi întârzind atâta ropă? Dar nu înțeleg ce vrei să spui, John. Sigur, sigur. Tu nu înțelegi nimic. Dar unde dracu o fi ropă? Dacă o găsi el o cale de scăpare, atunci să știți că e mai deștept decât îl credeam. Desfit pe oricine să găsească vreo ieșire din această situație. Eu unul nu văd. Ascultă, papa, nu te mai agita în halul ăsta. Eu tot pot să spun că eram dărâmat de oboseală și că nu mai țin minte nimic decât că am intrat în casă și m-am culcat ca de obicei. Te-ai culcat, te-ai culcat. Dumnezeu știe ce-ai făcut. Că eu nu mai am niciun pic de încredere. Îmi vine mai degrabă să cred că ai dormit pe dușume. Nu e adevărat că am dormit pe dușume. Dar cui mai pasă acum unde ai dormit? Ce importanță mai are dacă individul pomenește de... O rușine, nu altceva, o rușine. Dar ce anume? Insist să-mi spune ce e. Nimic, mama. Nimic? Cum adică nimic, Jack? Tatăl tău este așa de enervat din pricina asta și... E vorba de punga mea și atâta tot. Punga ta? Da. E cum asta? Că știi foarte bine că tu n-ai niciun fel de pungă. Mă rog, punga mea sau altcuiva, ce importanță are asta? A fost doar o glumă. Mie nici nu-mi trebuia mizeria aia. Stai, Jack, eu nu înțeleg. Vrei să spui că avea la tine punga alte persoane și că individul ți-a luat-o? Bineînțeles că a luat-o. Oh. Un individ ca Jones va specula cât mai mult acest lucru. Oh, are să scrie și în jurnale. Ai să vezi, ai să vezi. Bine, dar eu nu mai înțeleg nimic. În legătură cu ce este toată discuția asta? Scuție. Jack, dragă, haide, spune-mi, băiatule, ce este? Haide, nu-ți fie frigă, te rog. Lasă-mă, lasă-mă. Ce să te las, dragă, ce să te las? A fost doar o glumă, înțelege. Habar n-am cum a ajuns lucrul ăla la mine. Eram, știți cum era, nu? Probabil că i-a smuls poșeta din mână și... Dar din care mână? Cui? Din care dar mână? Ce poșetă, frate, ce poșetă? Nu știu, poșetă ei. A cui? Poșeta care aparținea... Unei femei. Unei femei? Jake, nu se poate, doar, Jake, dragul meu. Poftim, tu m-ai rugat să spun, eu n-am vrut, na, nu e vina mea. Domnul Roper. Oh. Poftiți. Bună seara. Ce mai faceți? Slavă Domnului. Bine că ai venit, Roper. Roper, ți-aduce aminte ce ți-am spus după amiază? Tocmai a fost detectivul pe aici. A pus mâna pe tabachier? Da. Însă, ascultă, nu era femeia de vină. Nu, bețivală de bărbat s-o luase lucrurile. Și zice că băiatul ăsta, Jack, l-a primit în casă azi noapte. Dar te rog, Roper, nu e nimic de râs. Vezi că ticălosul ăla a luat și tabacherea și blestemata aia de pungă. Oh, are să apară și asta în gazete. O, Doamne, Dumnezeu! Depravare în înalta societate. Și ce zice fiul dumneavoastră? Eu? Nu-și amintește nimic. Fie rar să fie. Roper, ai mai pomenit așa ceva? O să urle gazetele. Nu, asta nu, John, nu! E nu. Chestia cu femeia aia. Ce ai aflat despre ea? Ce e de făcut, Roper? Un ticălos de teapă lui Jonas o să speculeze cât o putea mai mult povestea cu punga aia. Dar eu nu cred că Jake a luat punga. Asta e! Când femeia a venit azi dimineață s-o ceară. Cum? A fost aici? A avut asemenea neobrăzare? Bine, dar mie de ce nu mi s-a spus nimic? Roper, spune-mi, ce e de făcut? Jake, sper că nu ți-ai lăsat cheia în iale. Ba da, am lăsat-o. Dumnezeule! Dumnezeule, acum alta! Dar eu sunt sigură, Jack, că nu l-ai primit pe omul acela în casă. E o născocire îngrozitoare. Sunt sigură, domnule Roper.
Sunt sigur că nu există nicio iotă de adevăr în toată povestea asta. Unde ai dormit astă noapte? Aici, pe sofa. Adică... Pe sofa. Vrei să spui că nu te-ai dus să te culci cum trebuie, a? Nu. Păi, dacă nu ții nimic minte, cum de n-ai uitat și asta? Pentru că m-am trezit aici azi dimineață. Vai, ce dragul meu! Da, și m-a văzut doamne, doamna Jones. Și m-a văzut doamna Jones. Dar vă rog, nu mă mai pisați atât. Ți-aduce aminte să fi dat cuiva de băut? Să fi dat cuiva de băut? Stai, parcă mi-aduc aminte de un individ. Un tip cu... Acum mi-am amintesc perfect cum era. Acum o să-ți amintești, Jack. Dar e ridicol. Eu nu pot să cred că omul acela a fost vreodată pe aici. Jack, trebuie să spui adevărul, dacă ăsta e adevărul. Dar dacă îți amintești într-adevăr de o afacere așa de murdară, nici nu mai vreau să știu de tine. E ce dracu, frate? Zău, mamă, nu știu, habar n-am ce vreți de la mine. Noi vrem să spui adevărul, Jack, și anume că nu l-ai primit niciodată pe individul acela dubios în casă. Asta e. Nu știu ce ai să mai pot spune la judecătorii. Să nu spui nimic, Jack. Cum? Bravo. Nu te pune într-o situație falsă. Așa e. Omul a furat lucrurile sau femeia a furat lucrurile. Natea, nu ai niciun amestec în toată treaba asta pentru că dormeai pe sofa. Și? Mare greșeală, ai făcut să-ți lași cheia, nu și dragă. Aș vrea să știu ce trebuie să fac acum. Nu vreau să mă las strâns așa cu ușa. Trebuie să uiți toate astea. Dumneata dormeai și atâta tot. Da, sigur. Dar e nevoie să mă duc mâine la judecătorie? Nu, sigur. Sigur. Da, dumneata te duci, Roper, nu? Firește. Bravo, mulțumesc foarte mult. Sunt tare bucuros de vreme ce nu trebuie să mă duc și eu. Eu vă rog să mă scuzați. M-a durut cumplit capul toată ziua, așa că mă retrag. Noapte bună, puiule. Poftim, ce ușor e. Ia el lucrurile. Dar dacă nu plăteam eu, femeia aia îl dădea în judecată. Vă să zic că și banii sunt buni la ceva. Mă întreb dacă e bine să ascundem lucrurile. O să trimit o citație. Cum? Vrei să spui că o să trebuiască să se înfățișeze în urma citației? Desigur. Roper, eu credeam că dumneata o să izbutești să... Ascultă, Roper, trebuie neapărat să împiedici ca povestea cu punga aia să ajungă în coloanele ziarelor. Te rog, Roper. Nu crezi că ar trebui să-i se spună magistratului ce fel de oameni sunt acești doi Jones? Vreau să spun de imoralitatea lor dinainte de căsătorie. Mă tem că n-are nicio importanță. Pe cum asta? N-are nicio importanță? E vorba doar de viața lor particulară. Lucruri dintre astea puteau să-i se întâmple chiar și magistratului. Roper, atunci... Vrei să preiei acest proces? Dacă zeii ne-or fi favorabili. Ce? Da. Pleci? Pleci? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Oh, Doamne Dumnezeu. O să iasă un scandal, un scandal. Dar pur și simplu nu-mi pot închipui unde vrea să ajungă Roper, glumind cu lucruri dintre astea atât de serioase. Tu nu poți niciodată să-ți închipui nimic. Sunt foarte tulburat. Toată istoria asta e complet împotriva principiilor mele. Prostii! N-ai niciun fel de principii. Cum? Frica! Doar frica! Ăsta este singurul principiu care te călăuzește. În viața mea nu m-am speriat de nimic. Ai auzit ce a spus Roper? Un lucru ca ăsta e suficient ca să ne liniștească pe oricine. Dar că nu-ți mai vine să mai spui și să mai faci nimic. E ce faci, e nefiresc. Nu sunt învățat cu asemenea lucruri. Și când mă gândesc ce va fi la judecătorie, ce rușine! Acum să vedem ce dispunem în privința acestor două fetițe părăsite. Onorată curte, azi dimineață, pe la ora 10,
le-am găsit pe fetițele astea două plângând în fața unei cărci, un din Blue Street. Când le-am întrebat unde locuiesc, ele mi-au spus că n-au casă și că nu știu nimic de mama lor. Le-am întrebat despre tatăl lor. Au spus că tatăl lor n-are de lucru. Le-am întrebat unde au dormit noaptea trecută. Au răspuns că la o mătușe. Atunci, domnule judecător, am făcut o anchetă. Tatăl e șomer și locuiește la un azil de noapte. Sora soțului are și ea 8 copii și spune că nu-i mai dă mâna să mai țină și pe fetițele astea. L-am adus aici și pe soț, domnule judecător. Da, foarte bine. Să-l vedem. Livers! Livers! Dumneata ești tatăl lor? Da, înălțimea voastră. De ce nu-ți ții fetițele acasă? Cum poți să le lași să vagabondeze așa prin oraș? N-am casă, înălțimea voastră. Trăiesc și eu de azi pe mâine. N-am nimic de lucru și n-am din ce să le țin. Are un om în toată puterea. Da, păi chiar sunt, înălțimea voastră. Eu, slavă Domnului, sunt dornic să lucrez. Dar n-am putut să găsesc cu niciun chip ceva de făcut. Dacă dumneavoastră, domnule judecător, să cotiți că este cazul, noi suntem gata să luăm copiii în sarcina organizației de ajutor a orașului. Mama poate veni oricând să-i vadă. A? Ce zici, domnule Livans? Înălțimea voastră, eu nu pot să spun decât atât. Dacă aș putea să capăt de lucru, aș fi mai mult decât bucuros să le țin eu. Dar așa ce pot eu să fac? Iaca eu trăiesc în dormitoarele alea comune. Sunt voinic și harnic. Pot să fac treabă ca și ceilalți lucrători. Numai că, vedeți dumneavoastră, mi-a cam albit părul. Și asta nu-mi prea ajută să mă angajez. Da. Dar e o problemă destul de serioasă. Ia spune, ai avea ceva împotrivă dacă am trimite fetițele la un azil? Nu, înălțimea voastră. Aș fi chiar bucuros. Bine. Le citez atunci pentru săptămâna viitoare. Vom hotărâ atunci. Domnule polițist, condu fetițele. Tragic caz, Roper. Tragic. O stare de lucruri foarte dureroasă. E, domnule Bartwick, din sute de cazuri dintre astea în fața judecătorului de instrucție. Tare neplăcut. Da, da. Cu cât văd mai multe lucruri dintre astea, cu atât îmi apare mai importantă problema condițiilor de viață ale oamenilor ăstora. E un adevărat scandal. Și voi pune serios problema în cameră. Da, da, am să propun... Mă rog, liniște. Dosarul următor. Domnule Grefiera. James Jones. Punga aia nu trebuie să apară în discuție, Robert. Da. Orice s-ar întâmpla, să facem așa fel încât să nu pomenească nimic de ea gazetele. Asta e cazul amânat de miercurea trecută, domnule judecător. E vorba de furtul unei tabachiere de argint și de violență împotriva reprezentanților forței publice. Acuzații au fost arestați împreună. Jenny Jones și James Jones. Da, mi-amintesc. Jenny Jones! Da, domnule. Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick, da sau nu? Nu, domnule, nu recunosc. James Jones! Da. Recunoști că ai furat o tabachiere de argint din casa domnului deputat John Bartwick? Și că pe urmă ai comis un act de violență împotriva poliției în exercițiul funcțiunii. Da sau nu? Da, dar am multe de adăugat în privința asta. Da, foarte bine.
Dar cum se face că acești doi oameni sunt acuzați de același delict, domnule grefier? Sunt soț și soție? Da, domnule judecător. Atunci să vină inspectorul de poliție Snow. Inspectorul de poliție Snow. Inspectorul de poliție Snow. Numele dumitale e Robert Snow. Da. Ești detectiv din divizia 10AD a Poliției Metropolitane. Conform instrucțiunilor primite, te-ai deplasat la locuința acuzatului și, intrând în odaie, ai văzut tabacherea pe masă. Da, domnule. Asta e tabacherea? Da, domnule grefier. Ai informat-o pe acuzată că îi se impută furtul acestei tabachiere din casa situată în Rockingham Gate 6. Și ea a negat acest lucru. Da, domnule. Și ai arestat-o. Da. Dar și cum s-a purtat? Foarte liniștită, domnule judecător. A continuat să tăgăduiască, însă atâta tot. O cunoști dinainte? Nu, domnule judecător. Secția de poliție o cunoaște? Nu, domnule judecător. Nu sunt cunoscut niciunul, nici celălalt. Nu avem absolut nimic împotriva lor. Da. Foarte bine. Continuă, domnule grefier. Da. Și în timp ce o arestai pe acuzată, acuzatul a intervenit și a încercat să te împiedice din executarea funcțiunilor. Ți-a tras un pumn. Da, domnule. Și ți-a spus, las-o pe ea în pace că eu am luat tabacherea. Așa a fost. Și atunci ai fluierat și ai cerut ajutorul altui polițist și l-ai arestat pe James. Exact. A fost violent pe drumul până la secție. Te-a insultat și a repetat de mai multe ori că el luase tabacherea. Atunci l-ai întrebat cum a furat tabacherea. Ai înțeles de la el că a intrat în casă la invitația domnului Bartwick Junior pe miezul nopții și a băut împreună cu domnul Bartwick Junior whisky și fiind sub înrăurirea alcoolului, a luat tabacherea. Da, domnule grefier. Și comportarea lui a fost în general foarte violent. Da, foarte violent. Cred și eu că am fost violent. Pui mâna pe nevastă mea când eu îți spun de 1000 de ori că eu am luat tabachera. Lasă, ca să ai ocazia să spui îndată tot ce poftești. Să auzim mai întâi ce are de spus acuzata. Bineînțeles, înălțimea voastră, că eu nu pot să spun decât ce am spus într-una. Că n-am luat eu tabachera. Bine. Dar ai știut că s-a aflat? Nu, înălțimea voastră. Și, bineînțeles, în privința celor spuse de bărbatul meu, eu una nu știu nimic, înălțimea voastră. Când am văzut tabachera, am fost speriată, înălțimea voastră, și n-am putut înțelege de ce a făcut el așa ceva. Când a venit polițistul, tocmai ne certam în privința asta, pentru că știți, înălțimea voastră, asta înseamnă că nu o să mă mai angajeze nimeni. Și am 3 copilași de crescut. Da. Da. Și el ce ți-a spus? Zicea că a băut prea mult și l-a apucat nu știu ce și bineînțeles, înălțimea voastră, mâncase prea puțin în ziua aia. Și când n-ai mâncat destul, băutura ți se urcă repede la cap. Da, și aș vrea să vă mai spun că de când sunt măritată cu el, nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva. Cu toate că am trecut prin mari greutăți și sunt sigură că n-ar fi făcut-o dacă n-ar fi fost băut în momentul acela. Roper, da. Roper, cred că ar fi bine să te ridici și să declari că, date fiind împrejurările și sărăcia acuzaților, da. Noi nu mai dorim să dăm curs acțiunii. Cum? Dacă magistratul ar vrea să privească acest caz doar ca o acțiune de dezordine din partea... Voi încerca. Te rog. Acum să auzim și versiunea acuzatului. Eu spun ce spune și nevastă mea. N-am mai fost niciodată la poliție și pot să vă dovedesc că am luat tabachera când eram amețit. Uh-huh. I-am spus asta și ei și ea vă poate spune la fel, că aveam de gând să arunc tabachera în apă. Da. Dar cum ai pătruns în casă? Tocmai treceam pe acolo. Mă întorceam acasă de la Țapul și Clopotele. Țapul și Clopotele? Da.
Dar ce e asta? O cârciumă? Da, aia din colț. Aha. Și cum era sărbătoare, băusem și eu un păhărel. Și l-am văzut pe domnul Bartwick cel tânăr cum se străduia să găsească gaura cheii. Da, da, și? Ei, și i-am ajutat să o găsească, că era beat turtă. M-a poftit să bea un păhărel. Așa că am intrat, cum ați fi intrat și dumneavoastră. Am băut un whisky, cum ați fi băut și dumneavoastră. Și domnul Bartwick cel tânăr mi-a zis: ia un păhărel, ia și o țigară, ia ce poftești. Așa mi-a zis. Și pe urmă s-a culcat pe sofa și a adormit. Eu am mai băut un whisky și am fumat. Și iar am mai băut un whisky. Și după aia nu mai țin minte de ce s-a întâmplat. Da. Vrei să spui că erai așa de beat că nu mai ții minte nimic? Da, chiar așa. Și totuși susții că ai furat tabacherea, nu? Nu e adevărat, n-am furat-o, am luat-o. Dar mă rog, ai luat-o, firește. Ai luat-o. Ai luat-o din casa dumnealor și ai dus-o în casa dumitale. Dar eu n-am casă. Bine, bine, bine. Să auzim ce are de spus și tânărul domn Bartwick despre povestea asta dumitale. Mărturiile pe care le depuneți în fața curții trebuie să arate adevărul, tot adevărul și nimic altceva decât adevărul. Domnule avocat Robert, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bartley, îl cunoașteți pe acuzat? Pe doamna Jones am mai văzut-o. Pe dânsul nu-l cunosc. Lasă că te cunosc eu. V-ați întors acasă târziu a doua zi de Paște. Da. Ați auzit, desigur, povestea acuzatului. Dar ce aveți de spus? Realitatea e, domnule judecător, că în seara aceea am fost la teatru și după aceea am supat și m-am întors acasă târziu. Aha. Vă aduceți aminte că omul ăsta era în fața casei și v-a ajutat să deschideți ușa? Nu, domnule, cel puțin nu cred. Habar n-am. Cum nu știți? Să vedeți, domnule judecător, în realitate mi-e teamă că am băut cam multă șampanie în seara aceea și... Vă rog, pot să pun domnului o întrebare? Da, sigur, poți să pui oricâte întrebări vrei. Nu ți-aduce aminte că mi-ai spus că ești liberal, ca și tatăl dumitare, și m-ai întrebat ce politică fac eu? Da, parcă mi-amintesc, dar... Și eu ți-am zis, sunt un biet conservator, așa ți-am zis. Și atunci mi-ai răspuns: pari mai degrabă un socialist dintre ăștia. Ia ce vrei, așa mi-ai zis. Nu e adevărat, nu mi-aduc aminte nimic din toate astea. Ei, lasă că mi-aduc eu aminte. Și cuvântul meu are tot atâta preț ca și al dumitare. Că nu am mai fost luat niciodată până acum la poliție. Ascultă, nu ți-amintești că aveai o poșetă albastră în mână? Onorabil, și că... Eu, umila mea părere este că întrebările sunt deplasate. Da. Întrucât acuzatul a recunoscut singur că nu-și amintește nimic. E ca și cum un orb ar conduce pe alt orb. Da. Dar n-am făcut nimic mai rău decât a făcut el. Și sunt om sărac, n-am nici bani, nici rude. Pe când el, pentru că e un grangur, are voie să facă ce n-am voie eu. Haide, haide, haide. Toate astea n-au să te ajute cât uși de puțin. Stai liniștit. Spui că ai luat tabacherea. Ce te-a făcut să iei? Aveai nevoie de bani? Întotdeauna am mare nevoie de bani. Aha. De asta ai luat-o? Nu. S-a mai găsit ceva asupra lui, domnule Snow? Da, domnule judecător. S-au găsit 6 lire și 10 șilingi, precum și această pungă. Da. Da, stai să vedem. Nu. N-am nicio plângere împotriva pungii. Dar cum de-ai ajuns să ai atâția bani? Refuz să răspund. Aha. Dar dacă aveai atâția bani, de ce ai mai luat tabacherea? Am luat-o ca să-i fac în ciudă. Cum? Ca să-i faci în ciudă? Asta e bună.
Dar ce-ți închipui că poți să umbli oriunde în oraș și să iei orice, numai așa ca să faci oamenilor în ciudă? Dacă ați fi dus viața pe care am dus-o eu, dacă ați fi șomer... Bine, lasă că știu eu, dar ce-ți închipui? Că dacă ești șomer, ți se iartă orice? Da, întrebați-l și pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia. Roper. Onorata curte, mai are nevoie ca martorul Bardic Junior să fie reținut la vară? Nu, cred că nu. Nu ne e de prea mare folos. Puteți să vă retrageți. Dar întrebați-l pe dânsul de ce a luat de la cucoana aia. Liniște. Ascultă ce spun. Pe mine nu mă privește ce a luat și ce n-a luat. De ce te-ai opus poliției care venise să-și facă datoria? Nu era de datoria lor să-mi aresteze nevasta. O femeie cinstită care nu făcuse nimic. Violența nu-ți ușurează deloc situația. Dar cum crezi că am mai putea să trăim în societate dacă toată lumea s-ar purta ca dumneata? Bine, dar cu soția mea cum rămâne? Cine s-o despăgubească pentru toate astea? Cine o să-i dea înapoi bunul ei renume? Înălțimea voastră, el numai la copii se gândește. Pentru că, bineînțeles că nu mă mai angajează nicăieri. Și din cauza scandalului, va trebui să mă și mut. Da, știu. Dar dacă el nu s-a fi purtat în felul ăsta, nimeni n-ar fi avut de suferit. N-am făcut nimic mai rău decât a făcut domnișorul ăsta. Lui ce să-i faceți? Asta vreau să știu. Roper. Onorată curte, domnul Bartwick vrea să declare că, toată fiind sărăcia acuzaților, el renunță la plângerea cu viitoare la tabacherea de argint. Poate că onorata curte ar binevoi să considere cazul doar un act de dezordine. Nu, eu nu vreau să se mușamalizeze lucrurile. Eu vreau să se judece cinstit. Eu vreau dreptul meu. Ai spus ce ai avut de spus. Așa că acum stai liniștit. Domnule grefier? Da? Cred că pe femeie aș putea să o scot din cauză. Da, nu? Domnule judecător. E într-adevăr foarte neplăcut pentru dumneata, doamnă Jones, faptul că omul acesta s-a purtat așa. Nu e vorba atât de consecințele pentru el, cât de urmările pe care le suferi dumneata. Așa se întâmplă întotdeauna. Acum ești liberă să pleci. Și îmi pare tare rău că a fost nevoie să te chemăm aici. Mulțumesc foarte mult, înălțimea voastră. Acum ascultă-mă o clipă, John. Ai recunoscut că ai furat această tabachere? N-am furat-o. Și că ai lovit un polițist. Dar orice bărbat care zice că e bărbat adevărat, trebuie să... Purtarea dumitale în fața curții a fost nemaipomenită. Sigur. Îți găsești scuză că ne-ai beat când ai furat tabacherea. Dacă ai poftă să te îmbeți și pe urmă să calci legile țării, trebuie să suferi consecințele. Și dăm voie să spun că oameni ca dumneata, care se îmbată și pe urmă sunt gata să se răzbune sau să facă cine știe ce le mai dă prin gând, sunt o adevărată pacoste pentru societate. Papa, așa mi-ai spus și tu mie, nu? Taci, Jack. Întrucât ești la prima infracțiune, am să-ți dau o pedeapsă ușoară. O lună muncă silnică. Polițist, du-l de aici. Și ziceți că asta-i dreptate? Dar cu el cum rămâne? Și el s-a îmbătat. El a luat punga. Dar l-au scăpat banii lui. Asta-i dreptate! Liniște! Facem o pauză pentru prânz. Ați ascultat Tabachera de argint de John Gorsersy,
Distribuția a fost următoarea. John Barswick, Alexandru Critico, artist emerit. Doamna Barswick, Nelly Sterian, artistă emerită. Jack, fiul lor, Radu Beligan, artist al poporului. James Jones, Ludovic Antal. Johnny Jones, Elvira Godeanu, artistă emerită. Marlow, Ștefan Niculescu, cadet. Domnișoara Wheeler, Ariana Olteanu. Necunoscuta, Olga Tudorache. Livens, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Avocatul Roper, Geo Maican. Doamna Seddon, Elvira Petreanu. Detectivul Snow, Marius Pepino. Președintele tribunalului, George Măruță, artist emerit. Funcționarul, Mircea Constantinescu, artist emerit. Polițistul, Gheorghe Soare. Aprodul, Puiu Mirea. Agentul, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.